Sala sporturilor La Scărpană din municipiul Baia Mare a găzduit timp de 6 zile campionatul european de kickbox, ediția 2019. Organizat de Federația Mondială de Kickboxing, campionatul european a reunit la startul său un număr de peste 300 de sportivi, reprezentând națiuni precum Franța, Austria, Germania, Italia, Portugalia, Polonia, Ungaria, Ucraina, Cehia, Serbia, Elveția, respectiv România. De asemenea, forul continental a delegat un număr de 16 arbitri plus 2 supervisori coordonați de austriacul Fritz Exenberger, președintele Federației Mondiale de Kickboxing, secundat de Mihai Mina, președintele pe România forului mondial în speță, maestrul Oliver Polgar, antrenorul ACS Kickbox Baia Mare. Potrivit oficialilor forului mondial, campionatul european de kickbox, găzduit de municipiul Baia Mare, s-a desfășurat pe reguli de K1, full contact, semi-contact, kick light, light kick, MMA și Thai box, sportivii concurând pe de-o parte pe tatami, respectiv pe cele două ringuri de box. Dacă din punct de vedere sportiv campionatul european a avut un real succes din punct de vedere al implicării factorilor și susținerii financiare, manifestarea în sine a fost un fiasco. Pot să spun că a ieșit un campionat european reușit. Nu prea e felul meu de a vorbi de rău, dar în afară de doi prieteni dragi, care este Adina Silagi de aici din Baia Mare și Porgar Oliver de la clubul ACS Baia Mare, nu am avut niciun gram de susținere. Deci niciun gram de susținere. Medaliile le-am cumpărat noi din banii noștri, sala am închiriat-o pe banii noștri, hotelul le-am plătit pe banii noștri, deci nu am primit din partea oficial nici un pahar cu apă. Ne vom zbate, vom merge înainte, am 43 de ani de activitate, nu o să dăm înapoi. Am venit cu un lot destul de mare, sunt 14 țări participante, am obținut și noi o grămadă de medalii, pot să spun, am mai avut și eșecuri, dar suntem acolo, din cele 14 țări, cam, cred eu, în primii 3, datorită numărului mare de sportivi. Franța, într-adevăr, și-a arătat supremația, având luptători foarte bine pregătiți, lor li s-a plătit transport, li s-a plătit cazare, li s-a plătit masă și li se dă o diurnă de aproximativ 3-4 mii de euro pentru fiecare luptător. Noi am cheltuit totul pe banii noștri. Acum un an și ceva am discutat, facem la Baia Mare, vom avea susținere. Așa cum vă spun, eu nu am cerut niciun ban la nimeni, am spus să ne ajute cu medalii, cu diplome, cu sala și am rămas baltă.